Nu rog, mult. Alo, banii? Bani. Lasă-mă, îți dau după, mă. Bă, nebunule, bă! Unde dracu vii așa, mă, fără programare să intri? Ia, ce programare, mă, nebunule, că nu e nimeni aici? Lasă-mă, că nu e nimeni. Te-am întrebat pe tine ce vii fără programare. Tu crezi că așa se face aici? Ai cu catastif, dai telefon, vii, faci programare. Bă, dar nu te mai enerva așa, că pleznește inima aia în tine. Dar, că ce așa aglomerat, că bate vântul. Bă, dar n-ai tu treabă dacă e aglomerat sau nu e aglomerat. Tu înțelegi că se vine în prealabil cu un telefon? Ce era acum? Ieri n-ai făcut așa? Adică nu te-am sunat eu să vii? Ba da. Pii și azi? Am făcut rost de bani, că am câștigat ieri. Ai făcut rost de bani. Aia era. Și ce vrei, să fac programare? E, programare. Bagă-mă direct în discotecă, bă, știi? Bă, dar tu n-ai fost, mă, și ieri, mă, n-ai câștigat, n-a fost bine. Ba da, mă, da, poate am noroc să-i face lipa aia, înțelegi? Bine, mă, hai de bani. Păi aia e, că eu nu-i mai am, că sau i-am cheltuit, ce să mai. Bă, tu ești tâmpit, mă, păi și cum vrei, mă, să intri dacă n-ai bani? Păi nu, stai, mă, că mai am. Dar nu mai am atât, am așa 20 de lei. De bine și 20 de lei. Lasă-o și... 20 de lei mai ai din ce câștigi. Te rog eu mult, mă. Hai, te rog eu mult. Mă duc să vorbesc cu doamna psiholog și vedem dacă se poate. Hai, noroc. Bă, așa să vină, mă, fără programare. Bii, când vrei tu, alu, ce, mă? Ce ai, mă, de țipi așa? Că de-aia am venit să-mi fac programare. A. Unde-i Bobiță? Înăuntru, vorbește cu doamna doctor. A. Da. Și tu? Cât ai de gând să rămâi? Păi, nu știu, văd acum că tot... O oră? E, o oră. Jumătate de oră maxim. Da. Păi atunci mă duc eu și mă întorc într-o jumătate de oră. Bine, mă, treaba ta. Auzi, lui Bobiță, când iese sau vorbești cu el, zic că eu urmez după tine. Da, mă, zic bine. Da? Mm-hmm. Hai, noroc. Hai, noroc. Hai că va mai... Ha? A zis că te primește, dar vezi că ai 10 secunde, aia stai. Cum, mă, 10 secunde? Până la câți bani ai dat, cum dracu, ce vrei să stai o oră? Bine, stai să mă antrenez un pic. Deci tu ești încolo. Am făcut rap. E, în fi, dă drumul la cronometru. Și? Și... când am scos găleata din fântână, ce să vezi? Mm. Era găurită toată. Găleata? Da, da. Mm-hmm. Și, bine, nu era gaură mare. Așa cât o unghie cum ar veni, știi? Dar bine, e clar că eu am făcut-o, dar când eram beciu, nu mi-am dat seama. Când... ce minte să ai să bați cu ei în găleata de la fântână? Dacă ești bat sau... Da, da. Da. Uh-huh. Și... tu? Ce zici de toate astea? De ce mai exact? De ce am povestit eu până acum? Da. Păi mai mult ca sigur ți se trage din copilărie. Mm. Adică... cu părinții cum te înțelegeai? Mama ta te-a iubit? Da, enorm. Nu, mama nu. Nu, dar m-a mai întrebat și ieri asta. Da. Și ce? Mor dacă mai zici și azi odată? Nu, prințesa mea. Cum? Nu, mama lui mama îi plăcea să bea. Uh-huh. Și tata? Și tata. Mama mai rău ca tata? Da. Da, deci mama alcoolică. Cum zici tu? Cum? Bunica? Mai în vârstă, dar a murit și ea. E, și ea alcoolică? Păi, dar de la ce crezi că a murit? De la sifon? Tot de la... Da, deci, deci e foarte clar. Niciuna nu te-a iubit. Amândouă a iubit mai mult băutura decât pe tine, că altfel nu se explică de ce să bascuie în găleata de fântână, nu? Da, bravo. Da. Ieri ce-am zis? La fel. Da? Da. Atunci e adevărat că altfel nu se explică de ce să zic de două ori același lucru, nu? Da, bravo. Da. Aș mai avea o întrebare. Mam. Cu viața sexuală cum stai? Îți arăt sau povestesc? Ești nesimțit? Dacă nu cade pică, știi cum e, tu?
Eu... Vrei să-ți povestesc? Dacă poți să-mi arăți. Da, ia uite că nu se mai poate, ședința s-a încheiat. Hai, papa. Stai, uite că nu mi-am dat seama și mai vreau să mai zic ceva. Ce? Haide că am stat atât mult de povestit că... Știi... Jumătate de oră, mă. N-a zis, mă, jumătate de oră, ce face? Trage de timp, o lungește. Ce vrem, mă, fiecare stă cât poate, cât... Ai. Ieri, el, tot el a câștigat, mă? El a câștigat, da, ieri. Și azi cum e? Lista lungă? E, e ceva lume scrisă, ce să mai... Bă, dar cum e? Că eu n-am mai fost niciodată. Intri, spune niște întrebări, tu răspunzi acolo și când dai picior peste picior, ăla e momentul, m-ai înțeles? Aha. După care tu mai stai puțin și zici, bă, eu gata, întreabă și ai plecat. Am înțeles, așa da. Fără, da. Dar să răspund sincer, că dacă te-a prins că minți sau nu știu ce, imediat se prinde și a dat afară. Dar te-a dat afară, la revedere, ban, la revedere, tot, nu mai ai voie. Am înțeles, da. Mm-hmm. Ia-zi. Băi, deci de data asta merg la sigur, ești nebun la cap. Deci am fost vultur, am văzut până la marginea universului și dincolo de ele, ești nebun, deci... Cu ce te trec aici? Păi cu ăsta de față, stai așa că... Ai dreptate. Stați puțin că lipsesc o secundă. Cum e, mă? Mă, mie una peste alta mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Dacă o ghicesc cum am făcut ieri, e perfect. Bravo. Auzi? Vreți să facem o combinație. Ce combinație? Fii, tu îmi zici ce culoare ai văzut, eu zic ce culoare am văzut și ne creștem și noi șansele de câștig. Aaa, ai văzut că am câștigat ieri și vrei să te dai pe lângă mine, bagabondule. Hai, mă, zi, nu vrei? Nu vreau, mă. De ce, mă? Nu vreau, mă, lasă-mă, mă, în pace. Nu vreau. De ce? Că nu vreau, ce-i? Bine, Gianni. Bine. Deci, intră. Atenție, răspuns la tot ce te întreabă ea, frumos, calm și nu știu ce. Când a dat picior peste picior, ăla e moment. Hai, te rog frumos. Stânga, stânga. Ia-s-i, cu ce te trec? Verde. Verde? Da. Ce, nu e bine verde? Bă, îți dai seama acum că eu nu pot să mă bag. Eu știu exact ce e, dar... că sunt organizator. Dar până se deschide urnele la ora 5, n-avem de unde să știu. Gianni... Verde. Verde. Te-am pupat. Te-am pupat și eu. Ce se zic? Ce se zice la psiholog? Ce se zice? N-ai mai fost la psiholog? Nu. Ești praf. Da. Nici în filme n-ai văzut? Nu prea. Deci, la psiholog zici orice îți trece ție prin cap. Bine. Da. De zi. Zic. Zici, mă? Păi, nu știu ce să zic. Mai bine mă întreb tu și zic eu. Mamă. Bine, mă, hai că te întreb eu. Ai datorii la cineva? Adică ai bani de dat cuiva? Am, dar de ce întrebi? Ca așa se întreabă la psiholog, Nicule. Păi stai, mă, puțin, dacă e așa... Acum, să știi că și alții au datorii la mine, nu numai eu la ei. Deci, în primul rând că eu nu te întreb pe tine cine are să-ți dea ție bani. Eu te întreb cui ai tu să-i dai bani, da? Deci zic cât și cui. Albastru. Ai zis ceva? Nu. Mi s-a părut că ai zis albastru. Nu, n-am zis, ți s-a părut. Ce? Hai că trebuie să plec și eu. Ce faci, mă? Păi stai că mai e. Nu s-a terminat, să știi? Nu, hai că mai vorbim noi altă dată. Bă, Nicule! Ia albaștri, mă! O, bă, nu mai țipa așa, nebunule! De ce, mă, dacă am văzut albaștri, albaștri mă trece acolo! Bine, mă, te trec, dar nu mai e, deci, rață! Albastru, da? Gata, du-te acasă, te sun eu și zic care-i treaba, da?
Bravo!